casă de la Dumnezeu. În ceasul din urmă, iată vin și eu. În somnul pierzării, astăzi m-am trezit. La ta chemare, Doamne, am venit. Am trezit la viață din păcatul meu. Ce mare minune în sufletul meu. Din somnul pierzării astăzi m-am trezit. Dulcea ta chemare azi am auzit. Gol fără credință mi-a fost sufletul. Stimați telespectatori, vă salut cu drag, cu respect și mă bucur de onor reîntâlnire cu dumneavoastră. În această zi vreau să vă vorbesc despre ceva deosebit. În întâlnirile noastre anterioare am vorbit mult despre mântuirea lui Dumnezeu oferită în dar omului. În ziua aceasta o să vorbim despre legământul cu Dumnezeu prin botezul în apă. Sărbătoarea religioasă în mijlocul căreia ne aflăm în zilele acestea este potrivită să ne aducem aminte despre semnificația spirituală a acestui eveniment numit botezul în apă
și să acceptăm faptul că El este un moment al legământului public și oficial cu Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Încep prin a vă aduce aminte de faptul că religia este unul dintre cele mai prezente lucruri din viața omului. Dar diversitatea religiei creează confuzie și deseori ne pune în situația să întrebăm care este cea mai bună. Este o diversitate uriașă de manifestări religioase și aflându-ne în mijlocul acestui puzzle ne întrebăm care este cea mai bună. O tradiție, adevărul este că nu e mai bună decât alta. O denominație nu este mai bună decât alta și o cultură nu este mai bună decât alta. Între ele există doar diferență, nici de cum superioritate sau inferioritate. Singura carte pe care Dumnezeu a inspirat-o prin profeți și apostoli, ca venind din partea Lui și reprezentând autoritatea în materie de religie, este Biblia. Dincolo de ce spune Biblia, totul poartă pecetea subiectivismului, a denominaționismului, a intereselor umane, a tradiției și culturii. Un om de onoare spunea să mă ferească Dumnezeu să știu mai mult decât spune Biblia. Astăzi vă cer îngăduința să vă confrunt cu această Evanghelie a lui Dumnezeu, cu Biblia, și dumneavoastră să-mi permiteți să ne verificăm convingerile religioase cu intenția să vedem dacă sunt autentice sau nu. Este autentic ce vine din Biblie, restul este contrafăcut. Și într-o zi vom plăti această atitudine infracțională. Aș vrea mai întâi să definesc botezul în apă. Botezul în apă este unul dintre primele acte de cult ale Bisericii lui Dumnezeu, fiind evenimentul în care omul este implicat în mod personal, în mod conștient și în mod voluntar, în urma experienței nașterii din nou, a pocăinței și a credinței. Cu alte cuvinte, botezul în apă este autentic atunci când este precedat de credința în Dumnezeu și de pocăința de păcat. Botezul în apă este un semn exterior al schimbării interioare pe care Dumnezeu o face în viața unui om. El este mărturia publică a credinței în Dumnezeu și a pocăinței de păcat. Botezul în apă este mărturia publică a credinței în Dumnezeu și a pocăinței față de păcat. Dacă înainte de botezul în apă nu există pocăință de păcat și credință în Dumnezeu, iertați-mi expresia, dar botezul acela în apă este doar o baie publică. Aș vrea să argumentez necesitatea botezului în apă cu Biblia. Primul argument este faptul că botezul a fost instituit de Dumnezeu. În Evanghelia după Matei, în capitolul 21, o categorie de oameni contemporan cu Iisus l-au întrebat anumite întrebări. Iisus însă, fără să le răspundă, le-a pus o întrebare și întrebarea a fost următoarea: de unde vine botezul? Din cer sau de la oameni? Și ei, vorbind între ei, s-au înțeles să răspundă următorul lucru: dacă vom răspunde din cer, ne va răspunde, de ce nu l-ați făcut? Dacă vom spune de la oameni, vom fi omorâți cu pietre de populație, pentru că ei știu că botezul vine din cer. Botezul a fost dat de Dumnezeu Tatăl, a fost poruncit de Dumnezeu Tatăl. El a fost îndeplinit de Domnul Iisus. În Evanghelia după Matei, în capitolul 3, Iisus vine la Ioan Botezătorul să-l boteze în apă. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea Ioan, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis: vă rog să fiți atenți. Lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Fiul lui Dumnezeu n-a contraargumentat cu privire la botez. El a știut că botezul în apă este o urmare normală a pocăinței și credinței în Dumnezeu. De aceea a spus lui Ioan următoarele cuvinte: Ioane, lasă-mă să fac ceea ce trebuie făcut. Aici înțelegem că botezul trebuie făcut pentru că l-a poruncit Dumnezeu și, ca dovadă, Mântuitorul Iisus Hristos, care a fost exemplu omului căutat de Dumnezeu, l-a îndeplinit. Al treilea argument
a fost predicat de Iisus. Duceți-vă, a spus el ucenicilor, și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Matei, capitolul 28. Învățătura Domnului Iisus a conținut învățătura despre botez. Apoi a fost propovăduit de apostolii Domnului Iisus. Petru, în Fapte, capitolul 2, răspunzând populației care a întrebat în urma predicii, fraților, ce să facem ca să fim mântuiți, apostolul a spus, pocăiți-vă și apoi fiecare dintre voi să fie botezat în apă. Și un ultim argument, botezul în apă a fost și predicat și practicat de primii părinți bisericești și apoi de toți ceilalți de-a lungul istoriei bisericii. Aș vrea să vă întreb acum, în urma acestor toate argumente pe care le-am prezentat, ce fel de om trebuie să fie omul care își permite să nu se boteze în apă în urma pocăinței și credinței în Dumnezeu? Care este punctul de vedere al lui Dumnezeu cu privire la o persoană care îl înfruntă ezitând să se boteze în apă doar pentru justificări omenești, culturale, tradiționale sau denominaționale? Scumpii mei, există o singură carte care exprimă poziția lui Dumnezeu și aceasta e Biblia. Și în Biblie sunt argumentele pe care vi le-am amintit. Poziția de oameni conștienți, adulți, ne obligă să dăm curs voiei lui Dumnezeu, să credem în Dumnezeu, să ne pocăim de păcat și apoi în mod public să exprimăm înnoirea făcută de Duhul lui Dumnezeu în noi, botezându-ne în apă. Nu este o opțiune, este porunca lui Dumnezeu. Cine trebuie să fie botezat în apă? În al treilea rând, cine trebuie să fie botezat în apă? Botezul în apă este rezervat persoanelor adulte care, în mod personal, voluntar și conștient, acceptă pocăința și credința în Dumnezeu. În Noul Testament, oamenii care se botezau trebuiau să îndeplinească câteva condiții. 1. Să creadă în Dumnezeu, Marcu 16. 2. Să fie învățați despre voia lui Dumnezeu. 3. Să accepte cuvântul lui Dumnezeu ca fiind revelația lui Dumnezeu pentru ei. Aș vrea să vă spun că patrologia ortodoxă spune în Apologia, capitolul 1, următoarele. Botezul se administrează acelora care cred și sunt convinși de adevărurile creștine, care promit că vor trăi conform aceste adevăruri, care postesc și se roagă pentru iertarea păcatelor anterioare. Citatul acesta se găsește în Patrologia Ortodoxă, în Apologia, capitolul 1. Pentru toate aceste motive, botezul în apă nu se administra copiilor. Tertulian, care a trăit între 160 și 220 era noastră, scria în Patrologia, volumul 1, la pagina 419, următoarele cuvinte. Copiii nu pot fi botezați decât după ce au cunoscut pe Iisus și au capacitatea să creadă mântuirea. Un teolog german pe care îl cheamă Adolf Horneck spunea că în secolul II nici nu era vorba de botezul copiilor mici, credința personală fiind o condiție esențială, lucru de care copiii nu sunt în stare. Botezul copiilor mici a fost introdus odată cu încreștinarea Europei, în timpul reformei, fiind deja o practică veche. Copiii mici nu pot fi botezați din următoarele motive și vă rog să analizați argumentele acestea, nu din punct de vedere denominațional, încercând în mod inutil să luăm apărarea denominației din care facem parte, ortodox, catolic sau neoprotestant. Noi trebuie să fim oameni cinstiți cu Dumnezeu, nu să apărăm tradițiile umane, ci să apărăm onoarea lui Dumnezeu și onoarea noastră. Noi suntem responsabili în primul rând față de Creatorul nostru, nu în primul rând față de biserica denominațională. Deci, copiii nu pot fi botezați în apă datorită următoarelor motive. Nu-și pot mărturisi credința în Hristos. Nu au capacitatea aceasta. Nu au păcate personale, excepție făcând păcatul adamic. 3. Nu pot fi învățați despre adevărurile Bibliei. În concluzie, nu putem boteza persoane care nu au la bază credința în Dumnezeu și pocăința față de păcat. În Matei, în capitolul 19 sau Luca, capitolul 18, când mamele își aduc copiii la Hristos, observăm că el nu i-a botezat, ci dimpotrivă, prin rugăciune i-a binecuvântat, lăsându-i să crească, să devină adulți și atunci când adulți devenind, să creadă în Dumnezeu, să se pocăiască și în urma acestora să se boteze în apă. Înțelegem că pocăința și botezul în apă rămân pentru adulți. Este ca și cum
am cere unui copil să se căsătorească și părinții ar spune nu, că încă nu-i capabil de căsătorie, nu-și poate asuma responsabilitatea familiei, a soției, a eventualelor copii, pentru că nici fizic, nici intelectual, nici emoțional, nici spiritual, nici material nu este în stare. Dacă un copil nu e în stare să aibă o relație cu un alt om, cum va fi în stare să aibă o relație cu Dumnezeu? Pentru că botezul este un legământ cu Dumnezeu, precum nunta este un legământ cu tovarășul de viață. Nu-l putem împinge pe un copil în experiența căsătoriei, deoarece nu este în stare să-și asume responsabilitățile căsătoriei, care derivă din căsătorie. Tot la fel, nu-l putem pe copil să îl împingem în experiența botezului, deoarece nu e responsabil de ceea ce urmează botezului. Botezul e un legământ în care ți-asumi anumite responsabilități. Dincolo de aspectul tradițional, cultural, denominațional, stimați prieteni, la vârsta la care suntem trebuie să avem demnitatea să privim această carte ca pe voia lui Dumnezeu. Dacă sunt printre dumneavoastră persoane care nu au o Biblie personală, vă rog frumos să sunați la numărul de pe ecran cu toată libertatea și veți primi în dar o Biblie. Să fie a dumneavoastră și citind în ea să faceți diferență între tradițiile umane de care suntem liberi în Hristos și Biblia, care este cuvântul Creatorului pentru noi, ce are caracter de poruncă. Un alt argument, probabil și ultimul, este faptul că cei care fac botezul copiilor mici, și probabil într-o paranteză spun, s-ar putea ca acest subiect să fie iritant pentru unii dintre dumneavoastră. Scopul meu nu este să ofensez convingerile religioase pe care le aveți, nici să vorbesc împotriva învățăturii freunei biserici. Nu, nici de cum. Dar n-ați trebuie să acceptați următorul adevăr. În lumea întreagă există o singură Biblie, Biblia lui Dumnezeu. Dar în același timp există o grămadă de biserici, diferite una de alta. Care este cea mai bună? Fiecare crede că este cea mai bună. Nu este așa că ne aflăm pe un teren minat? Nu este așa că ne aflăm ca într-o junglă cu foarte mulți copaci? Care este mai frumos decât celălalt? Toți sunt la fel. Ei bine, există o singură Biblie și o grămadă de biserici diferite în doctrina lor și fiecare crede că a lui este superioară. Trebuie să acceptăm faptul că Biblia are dreptate. Iar bisericile, în ciuda faptului că toate citesc din aceeași Biblie, interpretează diferit anumite aspecte doctrinare. De aceea vreau să vă cer fiecăruia dintre dumneavoastră cu respect să acceptăm ce spune Biblia, nu ce spune doctrina fiecărei biserici din care noi facem parte. Pentru că același Dumnezeu nu poate să spună un lucru în 10 feluri. Dacă pentru poliție roșu este interzis, iar verde este deschis să treci, și la orice intersecție și în orice oraș și în orice țară culoarea roșie a semaforului înseamnă stop, cum vă imaginați dumneavoastră că Dumnezeu e sub demnitatea unei legi umane și a unui polițist să spună într-o zi că botezul e așa și în altă zi că botezul e așa, să-i spună unei biserici tu trebuie să faci așa și altei biserici tu trebuie să faci așa? Dragii mei, noi suntem oameni mari. Ar trebui să gândim lucrurile acestea nu sub presiunea denominațională, solidarizând cu anumite doctrine, în ciuda faptului că Dumnezeu le-a poruncit altfel. Niciunuia dintre noi nu ne-ar place să fim sub incidența vinovăției că ne-am împotrivit cuvântului lui Dumnezeu, răstălmăcindu-l și înlocuindu-l cu voia noastră sau cu voia și tradițiile denominaționale ale bisericii din care venim. Sunt persoane care spun că scrie în Biblie că s-au botezat copiii și dau exemple din Faptele Apostolilor. Și acum următoarele cuvinte care urmează să le spun pentru câteva minute sunt pentru cei care sunt cât de cât inițiați în Biblie. Dacă sunt printre ascultătorii în această zi astfel de persoane, vă rog frumos să vă înarmați cu Biblia și să o țineți deschisă, pentru că vreau neapărat să confruntăm textele acestea, dar credeți-mă că o fac în primul rând cu respect față de Dumnezeu și în al doilea rând cu dragoste față de dumneavoastră. Primul argument este casa lui Corneliu din Cezarea. Aici citim, și a poruncit să fie botezați. Se subînțelege ca adulții și copiii din casă. Dar eu vă spun că nu se subînțelege, deoarece în următoarea propoziție spune: în cealaltă zi au ajuns la Cezarea, Corneliu îi aștepta cu rudele și prietenii de aproape pe care îi chemase. Corneliu era un ofițer roman. Credeți dumneavoastră că atunci când l-a invitat pe Petru să vină în casă și să predice, rudele de aproape și prietenii ale acestui ofițer erau copiii? Haideți să fim serioși. Mai mult de atât,
Uitați ce spune Corneliu și adulții din casă. Acum suntem înaintea ta să ascultăm ce ne-a spus Dumnezeu, ce ți-a spus Dumnezeu să ne spui. Credeți dumneavoastră că sunt implicați copiii aici? Cu respect, nici de cum. Acest mesaj din partea lui Dumnezeu era pentru adulți. Un alt exemplu. Casa Lidiei. După ce a fost botezată ea și toată casa ei. Dar ca să înțelegem expresia aceasta, trebuie să citim versetul de dinainte. Copiii din casa Lidiei nu puteau fi botezați, deoarece din casa ei au fost botezați, ascultați care era condiția, cei temători și ascultători de Dumnezeu. Pot fi niște copii temători de Dumnezeu? Ei nici nu înțeleg ce înseamnă asta. Pot fi ascultători de Dumnezeu? Ei nu sunt nici ascultători de părinți. Copiii nu au capacitatea intelectuală și nici maturitatea și discernământul necesar ca să-și propună să fie temători și ascultători de Dumnezeu. Un alt exemplu. Casa polițistului din închisoarea în care a fost închis apostolul. Uitați ce spune cuvântul. A fost botezat el și toți ai lui. Cine sunt toți ai lui? Au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și casei lui. Asta se subînțelege că persoanele care au fost în stare să primească învățătura din cuvânt au fost și botezate. Copiii nu sunt botezați, ci ar trebui doar să fie dedicați Domnului și în istoria bisericii primare. Uitați cum se proceda. Am să vă dau exemplu câtorva părinți bisericești care sunt cinstiți în Biserica Ortodoxă și ei reprezintă repere în Biserica Ortodoxă cu privire la învățătură și viață spirituală. Lucrurile acestea pot fi verificate. Tertulian în secolul II a scris în lucrarea de baptisma despre botezul copiilor că trebuie amânat până la vârsta în care ei devin adulți și au capacitatea să-L cunoască și să-L urmeze pe Iisus. Ambrozie, spre exemplu, episcop de Milano, s-a botezat la vârsta de 34 de ani. De ce la 34? Ieronim, fiul unor creștini de excepție, s-a botezat la 20 de ani. Grigore de Nazians s-a botezat la 30 de ani. Vasile cel Mare, pe care noi îl serbăm, s-a botezat după terminarea studiilor. Ioan Gură de Aur sau Hrisostom s-a botezat în timp ce era deja retor. În concluzie, botezul în apă este o acțiune adultă, conștientă, voluntară, personală a unui om care poate să intre într-o relație spirituală cu Dumnezeu care l-a creat, asumându-și responsabilitățile care derivă din acest legământ încheiat cu Dumnezeu. În concluzie, se poate boteza cine crede, cel care primește cuvântul și cei care sunt în stare să-și asume responsabilității urmării lui Dumnezeu. Aș vrea în încheiere să mai spun faptul că există mai multe modalități de botez privind la denominațiile creștine în contextul social în care noi trăim. Există în principiu trei modalități. 1. Prin scufundare. 2. Prin stropire. 3. Turnare. Stropirea și turnarea au apărut mai târziu în istoria creștinismului datorită contextului geografic în anumite părți ale lumii unde fiind secetă nu era apă. Imaginați-vă că dacă cineva se botează într-o țară din deșert, neavând apă, nu-și permite acolo să meargă la râu așa cum a mers Iisus cu Ioan Botezătorul la Iordan și a fost botezat. Pentru noi, în contextul geografic al Europei, este simplu pentru că noi avem apă din abundență. Dar în Sahara sau în țări similare, asemănătoare, nu există apă, de aceea doar cu puțină apă s-au stropit cei care urmau să fie botezați sau pur și simplu dintr-un pahar li s-a turnat pe cap. De ce? Pentru că și ei trebuiau botezați, doar nu era să se urce în avion și să plătească $200 până pe un continent unde există abundență de apă, la un lac, la un râu și acolo să fie botezat. Ei, istoria de 2000 de ani a creștinismului a predispus pe oameni la astfel de practici. Însă, scufundarea este metoda biblică pentru că așa s-a botezat Iisus. El nu doar că există mediul real al botezului pe care l-a făcut Iisus, dar are și o simbolistică biblică. De pildă, simbolul morții al îngropării omului vechi este scufundarea în apă. Ieșirea la o viață nouă în Hristos este ieșirea din apă. Biblia spune că Ioan boteza în locuri cu multă apă. De ce? Ca să aibă apă suficient de adâncă să-i scufunde pe oameni. Biblia spune despre Iisus în urma botezului, când a ieșit afară din apă, Duhul lui Dumnezeu sub formă de porumbel a venit peste el. Ei, concluzii, botezul nu mântuiește pe nimeni.
Credința în Dumnezeu și pocăința de păcat mântuiește. Aceste două acțiuni ale omului atrag îndreptățirea prin sângele lui Iisus Hristos, care îi curățește de păcatul lor și care îi îndreptățește să devină copii ai lui Dumnezeu. Botezul în apă este doar un act de ascultare al lui Dumnezeu, pe care Hristos l-a îndeplinit ca exemplu, și în felul acesta omul face un legământ prin botezul în apă cu Dumnezeu Tatăl, care oficializează poziția lui de copil al lui Dumnezeu. Botezul în apă este un legământ între om și Dumnezeu. Stimați prieteni, momentul acesta pe care l-am avut să vă prezint Evanghelia Domnului Iisus Hristos mi-am permis să vă spun despre lucruri care mă predispun să devin denominațional, însă dacă aveți o Biblie, vă rog frumos să vă uitați în ea și să constatați următorul lucru. Biblia din Biserica Ortodoxă este absolut aceeași Biblie cu Biblia din Biserica Catolică sau cu Bibliile din bisericile protestante, neoprotestante, evanghelice sau de oricerit. Orice biserică creștină din lume, indiferent de denominație, are aceeași Biblie. Biblia aceasta în original este tradusă, dar este tradusă din același original. Peste tot scrie același lucru. Însă uneori noi nu cunoaștem Biblia din Biblie și cunoaștem Biblia din prezentările preoților sau pastorilor, iar ei din anumite motive ne prezintă doar ce ne prezintă. Nu discut problema aceasta, vreau însă să spun că beneficiarii sau păgubașii suntem noi. De aceea vreau să știți următorul lucru, cartea aceasta n-a fost trimisă preoților, ci oamenilor, iar eu și dumneata suntem oameni. Așa cum citești lucrurile care te interesează pentru ca să fii informat și documentat, tot la fel te invit cu respect, citește Biblia. Dacă nu ai una, sună la numărul de pe ecran cu toată libertatea, vei primi în dar o Biblie. Dacă ai dificultăți să o interpretezi, îți sugerez să accesezi site-ul bisericii noastre, uite-te pe ecran și folosește adresa aceea. Vei găsi resurse, predici, studii biblice care te vor ajuta să înțelegi mesajul lui Dumnezeu. Dragul meu, banii pe care îi vei cheltui, sănătatea pe care o ai va fi înlocuită cu boală și suferință. Tinerețea de care te bucuri astăzi va fi înlocuită cu bătrânețea și într-o zi viața pe care o ai se va schimba în moarte. Un singur lucru va rămâne. Nu vei merge nici cu mașina, nici cu tot ce ai strâns într-o viață, nici măcar cu ambițiile și orgolile pe care le ai. Un singur lucru va rămâne. Credința sau necredința față de Dumnezeu și în consecință iadul sau raiul. Te invit cu dragoste, cu dragoste de om și de semen, să meditezi la aceste lucruri și să accepți că această carte, care are mii de ani de vechime, nu ar fi supraviețuit dacă criticismul asupra ei ar fi avut dreptate. Ea a supraviețuit pentru că ea este autentică. Ea este mesajul iubirii lui Dumnezeu față de dumneata. Te invit să te pocăiești, pentru că așa spune Biblia, ca să te mântuiești. Dumnezeu nu se răzbună și nu te pedepsește dacă nu te mântuiești, dar dacă nu te mântuiești, vei rămâne nemântuit și nemântuiții merg în iad. Dacă vrei să fii mântuit, trebuie să te pocăiești față de păcatele pe care le-ai făcut, să te smerești, să accepți că ești vinovat. Trebuie să crezi în Dumnezeu și în Iisus Hristos, Fiul Său, și apoi trebuie să te botezi în apă o mare pentru ca să faci un legământ conștient, voluntar și personal cu Dumnezeu. Știu că asta te scoate din confortul religios în care ai stat până acum, dar asta îți dă viață veșnică. Și nimic nu este mai important decât să te culci seara liniștit, că dacă mor sau nu la noapte, ai în față nu iadul, ci eternitatea cu Dumnezeu, fără lacrimi, fără boli. O astfel de speranță este dincolo de condiția umană, dincolo de limita vinovăției și a păcatului. Mă rog pentru dumneavoastră, stimați telespectatori, să aveți suficientă înțelegere față de propria persoană și să acceptați darul lui Dumnezeu. Este un dar. El l-a pregătit prin suferința Mântuitorului, noi trebuie să-L primim prin credință. În speranța că veți trece dincolo de înțelegerea limitată a denominațiilor în care suntem astăzi și credem că Biblia e cartea lui Dumnezeu pentru noi, aș vrea să fac cu dumneavoastră o rugăciune, să primim de la Dumnezeu puterea, să acceptăm cuvântul și să-L împlinim, ca Dumnezeu la sfârșitul vieții să ne spună: vino, rob bun și credincios. Vă invit și dumneavoastră să vă aplecați capetele în semn de respect. Tată care ești în ceruri, stăm înaintea Ta cu limitele noastre, cu neînțelegerile noastre și chiar cu ignoranța noastră. Și îți mulțumim că ne iubești atât de mult încât ai răbdare cu noi ca să ne educi și să ne oferi șansă după șansă.
Doamne, îți mulțumim că ai pregătit pentru noi mântuirea și faci eforturi ca să înțelegem faptul că noi trebuie să primim această mântuire prin credință, prin pocăință, botezându-ne în apă ca semn al legământului cu tine. Mă rog pentru toți ascultătorii, de la cei mai tineri până la cei mai în vârstă. Mă rog, Doamne, să lucrezi în inima lor, să-i binecuvintezi, să-i ajut să te cunoască, să te urmeze și să aibă parte de darul vieții veșnice pe care tu îl dai prin Hristos. Tată, alături de ei, frații și prietenii mei, îți mulțumesc și mă închin înaintea ta și împreună îți dăm slavă și glorie, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Să spunem împreună, amin. Stimați telespectatori, până data viitoare când ne vom revedea, Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă rugați și să meditați la acest cuvânt.
Domnul te iubește. Ce mare har să fii în brațul Domnului. Ce mare har să știi că Domnul te primește. Ce mare har să fii din păcat.
pierde așa de ușor. Încrede-te în el, pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea în sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu e târziu, până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei repreta. Vin la Iisus acum să-ți dea el mântuirea lui. Meditează la viața ta astăzi tu, omule. Că nu-i timp de pierdut, tu nu știi cât trăiești. Vin la Iisus acum să fii mântuit pe veci. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea în sus, stai de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești în dar. Și vei recunta. Vin la Iisus acum să-ți dea el mântuirea lui. Pocăiește-te, omule, ca să nu-ți pierzi sufletul. Ridică-ți privirea în sus, de vorbă cu Iisus. Pocăiește-te, omule, până încă nu-i târziu, până încă mai e har și totul primești în dar. După moarte va fi prea târziu și vei reprinta. Vin la Iisus acum să-ți dea el mântuirea lui. Vom revedea